Ce te dor? Te dor că tu? Puțin. Da? Tușești? Da, foarte rău. Foarte rău, da? Diferențele de temperatură înregistrate în ultima perioadă au făcut ca numeroși olteni să aibă de suferit. Cei mai expuși sunt copiii și bătrânii. Emma a trecut astăzi împreună cu mama ei pragul cabinetului medical. Copila a răcit și se simte rău. Ce ai venit la doctor? Ce te doare? Tușesc foarte rău, m-a durut și capul și mă doare în gât. De mult? Cam de vreo săptămână, cam așa. De ce ați ales să veniți cu fetița la medic? De câteva zile are o răceală. Am crezut eu că este răceală, domnul doctor se va pronunța ce are. O doare capul foarte tare și are dureri în gât. În situația fetiței au fost alte sute de copii, dar și persoane vârstnice. Cabinetele medicilor de familie sunt de câteva zile supraaglomerate. Pentru a face față pacienților, medicii depășesc de multe ori programul de lucru și prescriu mai multe rețete decât în mod obișnuit. O recrudescență a cazurilor de viroze. Dacă până acum două săptămâni erau viroze mai mult digestive, în ultima vreme au apărut virozele respiratorii, îmbrăcând diverse forme, de la simpla rinofaringită până la laringotraheită, pneumonie și complicații otice. Pot spune că, spre deosebire de alți ani, ca întotdeauna prevalența mai mare este la copii, dar am avut cazuri și la adulți și am constatat că la adult evoluția a fost un pic mai severă. Debutează chiar cu pneumonie, cu stare generală ușor alterată, modificări care au necesitat tratament ambulator cu repaus la domiciliu. La nivelul județului Olt, de la începutul acestei luni, aproape 1500 de persoane au fost nevoite să treacă pragul cabinetului medical pentru a primi tratament de specialitate. Cu toții acuzau manifestări specifice afecțiunilor sezonului rece. Unul dintre ei a avut nevoie de îngrijire medicală în regim spitalicesc. În prima săptămână de supraveghere a infecțiilor respiratorii din acest sezon s-au înregistrat 995 de infecții respiratorii acute cu 21 de internări și 415 pneumonii cu 80 de internări. Ponderea o deține grupele de vârstă cuprinse între 0 și 19 ani. Cea mai eficientă măsură de prevenire a afecțiunilor sezonului rece rămâne vaccinarea. Din păcate, vaccinul antigripal lipsește din multe farmacii, iar cel pus la dispoziție gratuit populației de Ministerul Sănătății nu a ajuns încă în depozitul Direcției de Sănătate Publică Olt. Pentru a se feri de viroze și pneumonii, oamenilor nu le rămâne decât să fie atenți și să respecte câteva norme generale pentru bolile transmisibile. Pentru limitarea extinderii infecțiilor virale, Direcția de Sănătate Publică Olt recomandă populației evitarea zonelor aglomerate, evitarea contactelor cu persoane bolnave, evitarea expunerilor în zone aglomerate, cât și în perioadele cu schimbări brusce de temperatură și, nu în ultimul rând, folosirea batistei de unică utilizare, respectarea unui regim sănătos de viață. Numărul afecțiunilor de sezon în prima săptămână de raportare este în acest an mai mare cu aproape 30%, comparativ cu cele declarate în toamna trecută. Din fericire, până acum nu s-a înregistrat niciun caz de gripă.